În Săptămâna Mare, bisericile sunt pline de credincioși. Numită și Săptămâna Patimilor, aceasta este ultima săptămână a postului Paștelui și are menirea de a pregăti credincioșii pentru înviere. Caracteristica esențială a acestei săptămâni sunt deniile. E o săptămână care aduce bucurie celor care pășesc peste pragul bisericilor noastre. Îi rog pe toți să nu uite că prin spovedanie se eliberează de povara pe care singuri au așezat-o. Prin Sfânta Împărtășanie îl primesc pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iar în noaptea de înviere primesc lumină din lumina care se coboară din ceruri. Și pentru că este o sărbătoare atât de mare, îndrăznesc să mai rog pe fiii duhovnicești ca Sfintele Paști să le sărbătorească în familie. Postul Paștelui, cunoscut și drept Postul Mare, este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante. Acest post este cel mai lung ca întindere în timp. Postul ar fi trebuit să țină 6 săptămâni. Dar Sfinții Părinți, dintr-o stare de pioșenie profundă, au luat hotărârea ca să mai adauge încă o săptămână dedicată exclusiv pătimirilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci, de duminică după amiază, când a început prima denie, și până la ora zero, la cumpăra dintre sâmbătă și duminică, este săptămâna pătimirilor. Preoții spun că din ce în ce mai mulți oameni vin la biserică. A crescut în intensitate sau altfel, a crescut numărul celor care vin să se spovedească, celor care vin să se împărtășească, a copiilor, pentru că acum ei sunt în vacanță și îndrăznesc să rog pe toți cei ce ne privesc să nu uite să-i îndrume pe copii pe calea luminii. Îndrăznesc să-i rog și insist în rugămintea mea, pentru că un copil crescut frumos în Hristos aduce numai bucurii. Conform tradițiilor, în Joia Mare se vopsesc ouă roșii, iar în Sâmbăta Mare se coc pasca și cozonacul, care vor fi aduse la biserică noaptea de înviere pentru a fi sfințite. În Vinerea Mare nu se mai slujește Sfânta Liturghie, se ține post negru, nu lucrează nimeni nimic și nici clopotele nu se trag.